în anul 1990, sunt unic asociat. Dacă este permis, lucrez cu, sau sunt producător pentru firma IKEA. Deci vin din ramura producției de mobilă. Producția de mobilă în România a suferit mutații serioase în urmă sau în ultimii 20 de ani, în sensul că s-a restrâns și datorită accesului la masa lemnoasă. Deci constrângerile noastre a celor din ramura producției de mobilă, pentru faptul că, lăsând la o parte faptul că este o producție cu valoare adăugată mare, este a doua după IT, poate este surprinzător, totuși nu avem resurse, nu accedem la resursa națională. Pentru că în 2016, în august, s-a adoptat codul Silvic și acolo avem o reglementare strictă pentru cei care procesează lemn. În sensul că sunt câteva considerente ale codului Silvic, și aici mă adresez parlamentarilor noștri, să revadă nu codul Silvic, legislația ulterioară care derivă din codul Silvic, pentru că acolo, în codul Silvic, sunt prevăzute niște facilități. În sensul că masa lemnoasă să prelucreze în localități, în mediul rural, valorificarea superioară a masei lemnoase și accederea producătorilor de mobilă la resursă de la Romsilva. Numai că Romsilva n-a înțeles că după o perioadă de aproape 2 ani de zile să-și revizuiască caietele de sarcini pentru licitație, în sensul de ca producătorii de mobilă să acceadă mai ușor la resursa de masă lemnoasă. Și noi suntem în concurență cu cei care vând cherestea la export, deci materie primă, pentru faptul că este mai ușor de prelucrat, să iei buștanul din pădure, să-l tai în scândură, să-l dai. Una e să faci mobilă. Deci aici este o problemă de legislație și de înțelegere a fenomenului în sine. Producătorii de mobilă din România fac export de țineți de 2 miliarde și vreo 200 de milioane de euro, și importul în România se fac de vreo 500 de milioane de euro. Rețineți că este o activitate economică, zic eu, substanțială și benefică pentru statul român. Ar trebui să protejăm resursa de masă lemnoasă. Știu că România face parte din tot felul de organisme și tot felul de convenții, dar în caietele de sarcini se pot găsi soluții pentru a accede mai ușor producătorii români la masa lemnoasă. Asta ar fi problema care ne frământă pe noi producătorii de mobilă în acest moment. Am, împreună cu Asociația Producătorilor de Mobilă, cu doamna Sereni, ne-am invitat, să zicem așa, la Romsilva. Ne lovim de această mentalitate că trebuie să schimbăm ceva, că este greu. Dar, oameni buni, noi suntem, sau mai bine spus, avem organisme în statul român care sunt obligate să reglementeze, sau asta este misiunea lor, să reglementeze. O Romsilva, dacă nu avea instrumente, trebuia să meargă la guvern, la Ministerul de Resort și la Parlament să schimbe ceva acolo, să găsească soluții, pentru că, rețineți, avem lege de partea noastră care spune că putem să prelucrăm și avem tot interesul să facem treaba asta și Romsilva vine cu un caiet de sarcini care este anapoda și este împotriva producătorilor de mobilă. Al doilea aspect care pe noi ne interesează și bănuiesc pe foarte multe firme de producție este calificarea forței de muncă sau slaba sau inexistența calificarea forței de muncă. Vreau să vă spun din experiență personală că m-a interesat acest aspect. Sunt singura firmă din țară sau prima firmă din țară care am instituit la nivelul firmei, companiei, calificarea la locul de muncă prin ucenicie, 2 ani de zile. Dar asta este, se adresează celor care deja lucrează. Ce facem cu copiii care în fiecare an, o fiecare promoție, termină un an sau un ciclu de instrucție și nu își găsesc locul în piață pentru că ei nu pot să facă lucruri, nu sunt învățați să facă lucruri, nu sunt învățați să facă lucruri. Și atunci, a apărut ideea, am tot scris împreună cu Asociația Producătorilor de Mobilă și Camera de Comerț din Industrie Prahova, am tot solicitat acest învățământ profesional. Învățământul profesional nu cum se face în momentul acesta în școlile noastre, un învățământ pur teoretic, la sală, predat cu cartea în mână, să se facă practica în producție, să se facă în fabrică. Dar
este un, a fost un impediment, lucru care s-a rezolvat între timp. În sensul că acel copil care venea în practică, el nu că face, trebuie să ai multă atenție cu el, pentru că sunt locuri de muncă periculoase și ei trebuie să protejați. Încă n-au vârsta ca să protejeze singuri. Și atunci firma cheltuie o resursă importantă pentru protejarea acestor copii. Și atunci pretenția noastră sau rugămintea sau doreanța noastră era ca acei copii să se întoarcă în fabrică. Ei, la început a fost o discuție în sensul că nu se poate, eu doream și am fost printre primii care am solicitat contract de muncă sau contract între elev și companie. Lucru care s-a rezolvat anul trecut printr-un ordin de ministru și el funcționează în momentul ăsta. Drept dovadă, la nivel de Prahova, și iarăși vă spun din experiență personală, la prefectura Prahova am fost invitat la o discuție, la o conferință tot așa cu instituțiile reprezentative din județ, exclusiv Inspectoratul General. N-am înțeles inițial de ce sunt acolo. Ulterior am înțeles, la nivel de Prahova, anul acesta absolvă clasa 8-a 5.800 de copii, dintre care sunt 30 de, 30 de clase de profesionale. Dacă am luat după legea învățământului 30 de copii într-o clasă, ar fi 1.000 de copii. Mă întreb ce se întâmplă cu celelalte, ceilalți 4.800 de copii, unde se vor duce? Se vor duce în liceu, pentru că, da? Și vor termina, jumătate se vor duce la bacalaureat, jumătate nu se vor duce, dintre care, din jumătate care vor merge la bacalaureat, probabil că 60% vor lua bacalaureatul. Ce se întâmplă cu 4.000 de copii care nu au nicio calificare și care nu iau nici examenul de bacalaureat? Acești copii sunt pierduți pentru societatea românească. Atunci ce trebuie să facem noi? Lucru care eu l-am cerut de fiecare dată, pentru că ne cunoaștem acolo în zonă, Prahova, Inspectoratul General, da? Să facem această școală profesională. Deci, reține, sunt prima, Gilmetu are prima clasă de profesională, de tâmplari universali, la nivel de Prahova. Din 30 de clase, eu sunt primul care am cerut această clasă de profesională, învățământ dual. Răspunsul a fost unul, și care pe mine m-a uimit, că n-au fost solicitări din partea companiilor. Acum, companiile mari au putere să se organizeze, pot să prevadă, văd lucruri, dar sunt și companii mici, firme mici cu 30, 40, 50 de salariați care au nevoie de forță de muncă. Ei nu au capacitatea organizatorică să poată să vadă toate lucrurile astea și legislația. Și atunci era important și legea prevede ca școala, împreună cu autoritatea locală, să instituie o comisie, să invite toți producătorii locali, da? Să se facă un necesar al forței de muncă pentru anul în curs și pentru perspectivă. Lucru care la Prahova s-a întâmplat, pe următorii 20 de ani, fiecare companie din județul Prahova, bănuiesc, da? Eu am semnat acest chestionar, da? Unde cerem sau solicităm ca forță de muncă. Trebuie să mai înțelegem un lucru, că statul român are acest sistem de învățământ care este un serviciu public. Fiecare copil din învățământul gimnazial, liceal, profesional, are finanțare per elev. Adică primește de la statul român, de la contribuabil, adică noi firmele private, care produce sau creăm această valoare adăugată, da? Prin bugetul statului primesc acei bani, bănuiesc la școala profesională, vor fi în jur de 4.000 de lei pe copil. Acești bani trebuie să folosiți într-o formă organizatorică, în sensul că acel copil de la școală profesională să primească bursă. Ea este prinsă în sistem, este prinsă, dar, mă rog, era la vorba de 200 de lei, probabil că acum se va ajunge la o altă sumă. Compania vine și ea cu jumătate din sumă. Deci este, din punctul meu de vedere, s-a rezolvat această situație și perspectiva ca viitorii copii să fie calificați, o văd una bună. Numai să nu intervină alți miniștri de aici încolo să strice sistemul, pentru că sistemul de învățământ profesional în România a fost unul dinainte de Revoluție, a fost unul performant. Nu discută celelalte sisteme, discută sistemul profesional. Datorită acestui sistem, România s-a industrializat de la o țară agrară, devenisem la un moment dat, eram țară industrială. Foarte mulți pot să spună, domnule, pe data tehnologia, așa este, dar reține tehnologia în lor 60, tehnologia în lor 70-80. Lucrurile între timp au evoluat și au evoluat exponențial. Vreau să vă aduc aminte că în 90 încă foloseam telefonul cu manivel.
Da? Acum avem un minune din asta care ne dă toată informația posibilă. Deci lucrurile au evoluat. Dar strungarul tot strungar rămâne, lăcătușul tot lăcătuș rămâne, electricianul tot electrician rămâne. Numai că se schimbă, nu, calitatea echipamentului pe care lucrează. Dar el trebuie să aibă performanță. Stăm de vorbă cu un profesor de la liceu de la Văleni, am uitat să vă spun că sunt din zona Prahova, lângă Văleni de un tem, și spune așa, că din 100 de copii, cam 20-30 de copii pot, din punct de vedere al dotării, da, intelectuale, să zicem, pot să meargă în învățământul superior, să întoarcă, nu, să conducă societatea, să conducă firme, să conducă administrația. Restul pot fi buni executanți, pentru că ei sunt sănătoși fizic. Oamenii ăștia trebuie să învățăm și rețineți termenul, să învățăm să facă lucruri. Ori într-o școală profesională, ca să stea în bancă 8 ore sau 6 ore, să învețe după carte, el nu poate să facă exercițiu. Iarăși vreau să vă aduc în atenția dumneavoastră, un sportiv, ca să ajungă la performanță, el trebuie să facă antrenament, trebuie să facă exercițiu. Așa și copilul ăla. Pentru că altfel ne trezim cu el în fabrică, el nu poate să facă lucruri. Nu trebuie să fie performant din școala, din absolvent de școală profesională, dar el trebuie să aibă o bază teoretică și practică cât mai aproape de realitate. Și asta se câștigă numai în fabrică. Deci eu zic că, din punctul de vedere al școlii profesionale, este un curs, numai că trebuie să popularizăm lucrul ăsta și companiile să înțeleagă, nu, de acest, că este o rezolvare a forței de muncă. Ar mai fi nevoia de forță de muncă în sensul de lucrători, că nu îi găsim sau nu mai avem suficienți la nevoile noastre de dezvoltare. România, dacă se dezvoltă, rețineți că nu are pe cine să mai angajeze, pentru că majoritatea sunt plecați afară. Ori această, nu știu, sintagmă sau nu știu ce, acest motiv, că vezi, Doamne, că se vor întoarce, nu. Eu știu un proverb de la tata, ce băiete, ce e plecat, e bun plecat, oamenii ăștia nu se vor mai întoarce. Sau dacă se vor mai întoarce în România, se vor mai întoarce numai în vizită, pentru că acolo și-au clădit o viață, au copii, au familie, ei nu se vor mai întoarce aici. Cam atât am avut de spus. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și rugămintea mea la domnii parlamentari și la domnul ministru să găsim o soluție pentru a rezolva accederea, accesul mai ușor, mai facil și poate chiar la un preț accesibil pentru producătorii de mobilă. Pentru că Rom Silva are un preț de listă, da? Deci el și-a rezolvat problema acelui preț de listă. Dacă noi am reușit să luăm cu acel preț de listă printr-o licitație pe puncte, da, care se practică în România și este perfect legală, da, am reușit să concurăm producătorii de cherestea, care vând cheresteaua la export. Și acum dumneavoastră, uitându-vă la televizor, vedeți cam ce se întâmplă cu pădurile noastre. În loc să facem valoare adăugată aici, da, o ducem în China și o ducem în țările arabe. Că ăsta este exportul de cherestea al României în momentul ăsta. În China și în țările arabe. Dacă vor oamenii ăștia să cumpere chestia, să vină să facă fabrici în România lângă noi, să așeze și să lucreze cu noi. Da. Am pentru domnul ministru o sinteză a nevoilor noastre pentru... Îi va parveni, domnul ministru. Poftiți? Îi va parveni, domnul ministru. Da. Așa? Demersul nostru cu ce se întâmplă cu codul Silvic și cu cheresteaua în România. Pentru că nu uitați, cheresteaua este o resursă națională și nu avem dreptul să ne batem joc de ea.